Dar una din cele mai importante chestii care pot să o spun este că urmează comasarea dispeceratului ambulanței cu dispeceratul ISU. Deci am discutat chiar cu domnul inspector șef și cu domnul doctor Șuluțiu. Noi avem deja 12 dispecerate comasate între pompierii și ambulanța care au arătat rezultate foarte pozitive. Cel mai apropiat de dumneavoastră ar fi Sibiu, unde pompierii cu ambulanța acum sunt împreună, dar și Mureșul, unde de mult este integrat, unde este și poliție și jandarmerie și toți. Eu sper că în cel mai scurt timp, poate în cam 2-3 luni de zile, să ajungem că dispeceratul ambulanței să se combine cu dispeceratul pompierilor, care va da o capacitate mai mare de coordonare și o coordonare mult mai bună a echipajelor într-un mod comun, fiind și echipajele ambulanței și a smurdului și partea de incendii, partea de descarcerare, vor putea răspunde mai bine, vor putea gestiona resursele mult mai bine așa. Deci asta este etapa care o să o vedem în Alba cel mai curând după această etapă de deschidere a unor echipaje.